Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Puterea a Patra este președintele Parlamentului, vicepreședinte al Partidului Democrat, domnul Igor Corman. Bună seara, domnule președinte! Bună seara! Și vă mulțumim frumos că ați venit la noi la emisiune. Mulțumesc pentru invitație. Domnul președinte, mai veniți și la Chișinău din când în când, văd că, da? Că în ultimele două săptămâni tot vă caut și mi spune tot timpul sunteți în teritoriu. Și văd și la și unele știri că sunteți în teritoriu. De fapt, de când a fost dat startul campaniei electorale, cred că este prima ieșire la televiziune. Într-adevăr, am fost foarte mult prin raioane, în sate, în special partea de nord spre centru, așa cred că am fost în toate raioanele, practic, tot foarte multe întâlniri și continuăm până pe 30. Da, sunteți reprezentant al puterii. Eu auzeam pe mulți în opoziție, gen domnul Voronin, domnul Dodon, ziceau că atunci când politicienii, conducerea țării va merge în teritoriu, să ia lumea în furci. Vă ia lumea pe sus. E supărată lumea pe conducerea țării. Lumea este supărată pe condițiile de loc ușoare de viață. Toate întâlnirile pe care le-am avut au fost, eu aș spune, chiar binevoitoare. N-au avut nicio problemă de genul la care ați menționat. Dar problema pensiei, salariilor, astea sunt principalele probleme. Și chiar dacă, iată, prin foarte multe sate pe unde am fost, toți acești ultimi ani au fost implementate un șir de proiecte importante care țin de gazificare, canalizație, asigurare cu apă, reparație grădinițe, școli, case de cultură, iluminarea străzilor, construcția drumurilor, mai ales în ultimul timp s-a investit mult în acest domeniu. Dar chiar dacă oamenii văd că ceva se schimbă în jur, dar personal, în familie, bugetul rămâne așa cum îl cunoaștem, sigur că asta este o problemă și, de fapt, aici este nemulțumirea de bază a oamenilor. Tocmai de ce eu consider că această comunicare este foarte importantă, ea este tot timpul importantă între guvernare, parlament, deputați, politicieni și cetățeni. Dar acum când urmează să explicăm niște lucruri, ce am reușit și ce nu am reușit, și eu și colegii mei, eu cred că noi avem un dialog foarte sincer cu cetățenii, și important este să explicăm cum ieșim din situația respectivă, cum dezvoltăm mai departe țara. Și eu țin foarte mult pe această comunicare directă cu cetățenii, nu din sticlă, de la televiziune, dar cred că este foarte important, într-adevăr, să avem o astfel de comunicare, fiindcă oamenii sunt înțelepți, până la urmă ei înțeleg mult mai mult decât poate unii își închipuie. Este important să ajungem la oameni, să ajungem cu mesajul, toate explicațiile de rigoare, să motivăm oamenii, fiindcă ziua din 30 este una importantă, 30 noiembrie. În dependență de ce se va semăna în această zi, vom culege 4 ani înainte. Și de aceea eu cred că, până la urmă, cetățenii vor trage toate concluziile și vor sprijini pe cei care vor fi credibili, care îi vor convinge care este programul mai bun, care trebuie să îl implementăm în continuare. Eu cred că noi, cei de la Partidul Democrat, avem un astfel de program și cred că mesajele care venim sunt, într-adevăr, pe înțelesul oamenilor. Dar e corectă percepția asta creată în societate că politicienii merg masiv în teritoriu odată la 4 ani? Sau asta e percepția creată de preputerea 4? Este diferită situația. Eu pot să vă spun din propria experiență. Eu, din 2009, sunt în politică și am fost deputat. Am mers și eu, când eram președinte de comisie, o dată săptămână tradițională în teritoriu, în ziua de luni. De când sunt președinte de parlament, tot am mers o dată în săptămână în raion, m-am venit cu activul raionului, am mai mers la câteva colective, în câteva sate. Dar vreau să vă zic că o astfel de comunicare, cum o am acum, iată, ultimele 3 săptămâni, când de dimineață și până seara ești practic în contact cu oamenii, îți deschide noi orizonturi. Pe de o parte, înțelegi și mai bine problemele adevărate care sunt. Pe de altă parte, poți să verifici încă o dată care probleme au fost soluționate, ce mai rămâne de făcut în continuare, fiindcă, de exemplu, noi avem foarte mulți primari. Fiecare al patrulea primar din statele Moldovei este din echipa Partidului Democrat și este sub acest aspect o comunicare foarte eficientă. Sigur că oamenii sunt nemulțumiți de această legătură dintre parlament, deputați și cetățeni și tocmai de aceea vreau să vă amintesc că noi am venit cu mai multe inițiative ca să modificăm în general codul electoral, să facem astfel încât cel puțin o jumătate din deputați să fie aleși pe circumscripții direct de către cetățeni, ca să consolidăm această relație dintre deputat și cetățean.
Cred că aici avem încă foarte multe de făcut. Bine, noi am deschis și birouri de informare a Parlamentului în acest an, 4 la număr, în diferite zone. Cred că și în continuare trebuie să mergem pe această cale. Dar trebuie să ajungem la aceea ca, într-adevăr, să avem acest contact permanent. Și asta nu este doar bine pentru cetățeni, este bine și pentru politicieni. Cât mai bine cunoaștem pulsul, cât mai strânsă este această comunicare, cu atât mai ușor este atunci când iei anumite decizii. Este una când dezbați, de exemplu, bugetul și se vorbește de satul X, Y, Z și proiectul cutare, și este altceva când îți apare în imagine satul, primarul, oamenii din acest sat. Cred că responsabilitatea crește vădit dacă noi ajungem într-adevăr să lichidăm acest decalaj care există, această ruptură dintre politică, guvernare și cetățean. Dar până atunci, această campanie electorală, nu vă amintește dumneavoastră despre de campania electorală din 2010, 5 septembrie, când s-a încercat modificarea Constituției astfel încât poporul să aleagă șeful statului? Atunci tot a fost aparent o astfel de pasivitate și lumea până la urmă n-a ieșit la vot? Eu nu aș compara lucrurile, fiindcă atunci a fost vorba de referendum, de modificarea Constituției, și chiar dacă întrebarea era foarte simplă, așa, noi am crezut politicienii că va fi foarte simplu pentru cetățeni, fiindcă, într-un fel, le dăm dreptul să-și aleagă direct președintele, dar până la urmă, vedeți, anumite speculații care au fost lansate, vă amintiți care a fost situația? Deci s-au găsit politicieni din opoziție care au zis, cine vine la referendum, înseamnă că, unu, votează pentru unirea cu România, doi, pentru ca figura X să fie președinte, nu știu, pe cât timp, pe toată viața, cine era atunci în funcție, și astfel toată atenția oamenilor a unei bune părți a fost orientată cu totul în altă direcție. Și cu părere de rău, deci nu a fost validat referendumul din acest considerent, dar alegerile parlamentare sunt altceva. Eu înțeleg întrebarea care a spus-o după primele 3 săptămâni, aparențele sunt de așa natură încât nu prea există mare interes, da? Eu vreau să vă zic că peste tot pe unde am fost, există interes din partea oamenilor. Ei vin la întâlniri, își descarcă sufletul, spun toate problemele care le au, dar eu cred că ei acum sunt într-un proces de o analiză totuși. Ce s-a întâmplat, cine sunt acești actori politici, ce partide sunt, ce programe vin, ce echipe au. Mai avem încă 4 săptămâni. Eu cred că acest interes are să crească cu cât ne vom apropia de ziua de 30 noiembrie. Și așa cum spuneam, eu cred că cetățenii noștri sunt mult mai înțelepți. Și până la urmă își dau foarte bine seama că de votul lor depinde cum se va mișca mai departe țara. De aceea, chiar dacă nu sunt explozii, să zicem așa, nu sunt diferite chestiuni caracteristice unor campanii electorale. Noi urmărim și în țările vecine, da? Uneori când e campanie electorală, sunt multe atacuri și în presă și la televiziuni. Eu cred că interesul acestei întâlniri unde mergem noi și discutăm cu cetățenii există, dar poate în mass media nu se reflectă deci o campanie fierbinte. Eu mi-aș dori ca totuși toate partidele mai mult să se concentreze pe platformele lor electorale și nu pe război unul împotriva altora, fiindcă este de multe ori mai ușor să aduni voturi încercând să joci pe emoțiile oamenilor, pe astfel de bătălii politice. Bine, toate partidele care au făcut parte din coaliție cred că își dau foarte bine seama că răspunderea pentru această guvernare este comună. Deci noi nu avem dreptul să ne atacăm. Pentru că noi răspundem pentru ce am făcut și pentru ce nu am făcut. Dar mai departe este o concurență pentru deci, programele pe care noi le prezentăm oamenilor, cum trebuie să dezvoltăm țara, cum trebuie să le îmbunătățim viața. Eu nu știu cum au să se comporte partidele de opoziție în continuare, dar din punctul de vedere a partidelor din coaliția pro-europeană, eu cred că acest comportament este unul adecvat. Noi să ajungem și la unii colegi de dumneavoastră din coaliție, dar până atunci, domn președinte, la unele din ultimele noastre emisiuni au fost niște prieteni de PD-ului sinceri, cum ar fi Sergiu Mocanu, Iurie Roșca, Vitalia Pavlicencu, Ruslan Popa. Și bine, pe ăștia eu nici nu am foarte mult în considerație, fiindcă nu știu care sunt șansele lor și dacă nu au nici program, nici echipă, atunci... Asta, ei zic că au și ei acces la niște sondaje de opinie foarte serioase și ei spun că PD-ul este la limită.
PD-ul este la limită de un precedent, de pragul electoral? Avem și noi măsurările noastre interne. Cred că fiecare partid serios trebuie să cunoască care este situația. Eu știu că suntem în creștere. Și toate întâlnirile pe care le avem în teritoriu, mie cel puțin, îmi inspiră acest optimism că și programul și echipa în mare măsură corespunde așteptărilor cetățenilor. Deci nu fac nicio grijă la acest subiect, să-și facă grijă cei care încearcă. Vedeți, noi nu venim să vorbim despre șansele altor partide. Noi ne concentrăm pe programul nostru. Cred că facem corect și vom proceda așa până la urmă. Și chiar și în cadrul misiunii. Să nu încercați să mă întrebați ce cred eu despre partidul cutare, politicianul cutare, fiindcă n-am să vă dau răspunsuri, nu mă interesează. Mine mă interesează. Bine, cred că treia sau a patra oară aici și niciodată n-am pus astfel de întrebări. Bine, atunci luați-o așa că o... Dar apropo de întâlniri electorale, dumneavoastră sunteți, pe lângă faptul că sunteți vicepreședinte de partid, mai sunteți șef de parlament și mai aveți niște acțiuni, cred că multe, mult de lucru, și vreau să vă întreb, ne-a sunteți sigur că atunci când mergeți la aceste întrevederi, întâlniri electorale, oamenii ăia nu sunt toți membri ai PD-ului și întrebările nu sunt în felul următor: domnule Corman, vă mulțumim frumos că trăim atât de bine, mai veniți la noi în sat? Nu am avut nici o întâlnire de un asemenea fel. Sigur că eu nu am făcut statistici să văd câți membri a partidului vin la întâlnire, câți simpatizanți și de altă natură, provocatori, ca să spunem așa. Pentru că membrii simpatizanți, da, e clar că vă vor vota. Dar eu vreau să vă spun că noi chiar și în partid multe discuții am avut anterior, până la campanie electorală, când am avut și multe întâlniri cu organizațiile noastre teritoriale. Deci avem oameni serioși, nu bat din palme niciodată. Uneori este mai dur în fața colegilor din partid, din teritoriu, să dai niște explicații. Deci mie mi se creează impresia că este o atmosferă sănătoasă și în partid. Bine, dacă vorbim de aceste întâlniri, eu sunt sigur că nu se adună acolo doar cei care ne simpatizează, dar vin cei care sunt în sat, care au interes, fiindcă știți cum se face. Primarul a anunțat, vine, de exemplu, președintele Parlamentului, candidatul din partea Partidului Cutare, și atunci oamenii vin să aibă această comunicare, această discuție. La multe întâlniri participă, vădit chiar se prezintă și reprezentanții altor partide, partide din opoziție. Dar ceea ce mi-a plăcut mie cel puțin până acum, și tot așa am o doză de optimism îmi inspiră, toate aceste întâlniri ele au loc într-un cadru destul de constructiv. Eu mi-aș fi dorit de multe ori ca în Parlament noi să avem astfel de discuții, cum le am eu, cu oamenii de prin sate, care reprezintă, în goadă, repet, diferite partide. Dar nu se face atac la persoană, ci așa o politică sau o cultură politică normală, care eu o văd. Oamenii sunt bine informați, au urmărit tot ce s-a întâmplat și în Parlament în ultima perioadă, deci stau bine și cu televizorul și cu radioul, mai citesc și ziarele, deci oamenii sunt informați și felul cum ei pun întrebările, mie mi-arată, este o dovadă că înțeleg foarte bine ce se întâmplă în țară. Diplomația dumneavoastră merită tot respectul, dar tot și campania electorală. Cât credeți că ar trebui sau va lua PD-ul, cel puțin? Bine, nu are nimic cu diplomația, am să vă răspund ca un politician. Eu cred că toate premizele s-au copt ca să fie în continuare implementat anume programul pe care îl propune Partidul Democrat, fiindcă avem un program care vine să răspundă într-adevăr problemelor de bază pe care le avem, venim cu soluții cum să dezvoltăm economia, și pe această bază cum să soluționăm și problemele sociale, să creștem pensiile, salariile și așa mai departe. Și eu cred că programul nostru, într-adevăr, deci spre deosebire poate de alții care încearcă mai mult așa prin anumite lozinci și populiste să ajungă la sufletul omului, noi venim cu o abordare foarte constructivă, una profesionistă. Și noi avem și echipa care poate să implementeze acest program. Deci eu cred că s-au copt toate premizele ca să avem un sprijin larg din partea cetățenilor și ca să ne luăm noi responsabilitatea pentru realizarea acestui program. Deci pentru asta este nevoie de 51 de mandate. Nu pot să vă spun în procente, fiindcă depinde cât se accede în Parlament și cum se repartizează aceste mandate. Deci, asta este răspunsul meu. Noi suntem foarte optimiști și nu ne jucăm cu, știți, diferite scenarii, ce se va întâmpla, dacă și cum. Noi suntem siguri că venim cu un program de care are nevoie țara, de care au nevoie oamenii.
Unul din ultimele sondaje făcute publice al Asociației Sociologilor și Demografilor, dacă ți-ai auzit, poate vi s-a spus, poate din greșeală l-ați schimbat la vreun canal TV și v-ați uitat, arată că Partidul Comuniștilor, Partidul Socialiștilor și Partidul Patria, Patria este Partidul Renato Usat, ar putea împreună lua mai mult decât partidele pro-europene. Vă imaginați, domnule Corman, de exemplu, domnul Voronin, președinte de țară, domnul Dodon, prim-ministru, domnul Usatăi, șef de parlament, domnul Grigore Petrenko, care nu mai este comunist, ministru de extern. Vă imaginați o astfel de posibilitate? Dacă doriți să discutați tot felul de scenarii posibile și imposibile, pentru și poate se întâmplă așa, după 30 noiembrie, ați putea invita și un analist politic, observator politic, cu multă plăcere o să descrie toate analiști posibile scenarii. Analiștii politici, de ce spun așa, sau câștigă dreapta sau câștigă stânga. Și asta știu foarte bine și eu. Știu una, că noi avem de muncit până în 30 noiembrie. Eu știu că și partidul pe care îl reprezint muncește și eu știu că venim cu un program care, într-adevăr, este axat pe ceea ce așteaptă oamenii. De aceea eu îngoată repet, nu este o bravură, dar eu cred că venim exact cu ceea ce așteaptă oamenii. Cum se vor comporta alte partide? Sigur că pentru mine personal, dacă să mă detașez așa un pic, să vin și în întâmpinarea întrebării pe care mi-a spus-o, contează foarte mult ca să avem o majoritate stabilă în următorul Parlament, o majoritate pro-europeană. Pentru că tot acest fundament pe care noi l-am pus în ultimii ani, care încă nu se vede, oamenii încă nu simt rezultatele, dar acest acord de asociere cu Uniunea Europeană, aceste noi oportunități care se deschid pentru ca noi să aducem fonduri, programe în țară, ca să modernizăm țara, să facem un salt în dezvoltare. Eu sunt sigur că acest lucru este posibil. Pentru asta avem nevoie de forțe sănătoase în Parlament, avem nevoie de o majoritate stabilă, majoritate pro-europeană, ca să urmăm acest curs. Și eu vă mai spun un lucru. Chiar dacă poate o anumită dezamăgire, dacă vă referiți la sondaje, bine, eu n-am să interpretez, să spun în ce măsură cred sau nu cred în sondaje, sunt sondaje, sunt făcute, politicienii trebuie să aibă grijă ce scrie și în sondaje, dar trebuie să-și facă job-ul, așa? Dar eu cred că majoritatea cetățenilor din țară, ei înțeleg foarte bine că nu există o altă alternativă și de multe ori această idee europeană, știți, ea nu este neapărat legată de partidele care promovează aceste idei. Haideți să recunoaștem că s-au făcut și greșeli în coaliția de guvernare după 2009. După 2010 în special, cu această criză politică prin care am trecut, există o dezamăgire. În ultimul an noi am asigurat o anumită stabilitate, s-au mai schimbat lucrurile, dar a rămas un gust amar la oameni, fiindcă așteptările lor au fost de altă natură, altfel să fie guvernată țara. Dar eu nu cred că majoritatea cetățenilor nu înțelege că nu există o altă alternativă de dezvoltare a țării. Deci foarte mult depinde în ce măsură partidele care promovează această idee europeană vor mobiliza cetățenii ca să avem o astfel de majoritate. Eu sunt optimist. Nu știu cum să vă întreb. Ca așa de, ca să nu numesc urât întrebarea asta, coaliții, dacă PD-ul deci nu ia 51? Dacă PD-ul nu ia 51, da? Admitem că câteva mandate nu le vom avea. Și atunci, sigur că vom căuta această majoritate despre care vorbeam. În primul rând, să vedem care sunt acele forțe care vor accede în Parlament, fiindcă sondajele sunt sondaje, dar situația se schimbă oricum, mai ales în campanie electorală. Noi știm foarte bine că avem foarte mulți indeciși, în primul rând. Și acest pendul cu circa 30%, el joacă. Unii se oprește în ziua de 30 noiembrie, rămâne tot timpul o întrebare deschisă. Deci, o să vedem care va fi matematica 21 decembrie, care forțe vor fi în Parlament. Eu pot să spun cu siguranță că Partidul Democrat va purta discuții doar cu acele forțe, în vedere constituirea acestei majorități stabile, care împărtășesc programul nostru. Și aceeași viziune privind implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Nici nu punem în discuție denunțarea sau în acest moment anumite pretenții de renegociere acestui acord.
Sigur că acordul prevede posibilitatea renegocierii, dar sunt stabilite foarte clare etapele. Uh-huh. Și noi avem siguranța că acordul este unul bun pentru țară, trebuie să-l implementăm și să nu discutăm alte chestiuni, cum să-l refacem chiar a doua zi după alegeri, fiindcă nu are niciun sens un astfel de exercițiu. Și partea a doua, deci noi avem programul nostru, cum să dezvoltăm economia. Venim cu propuneri și politici foarte concrete. Cum să asigurăm această creștere economică prin atragerea investițiilor, crearea locurilor de muncă, ce politici să facem ca să creăm posibilitatea pentru ca să se dezvolte întreprinderile mici, mijlocii, întreprinderile de familie, fiindcă aspectul social pentru Partidul Democrat este unul foarte important, dar noi ca să putem veni cu politici și aici, cum să sprijinim familiile, cum să ajutăm tinerilor familii, pentru toate, bine, nu am de gând să prezint platforma electorală aici, cred că toți cei care o cunosc la www.pdm.md pot să vadă toate aceste propuneri concrete, dar ele pentru noi sunt principiale. Deci noi, când vom purta negocieri pentru constituirea acestei majorități și respectiv negocierea acordului de coaliție, sigur că ne vom bate, ca cea mai mare parte din toate prevederile pe care noi le propunem, suntem singuri că ele sunt benefice pentru țară, să se regăsească în acordul de coaliție. Eu nu vreau să împărțim acum fotoliile ministeriale, dar unde PD-ul știe că este foarte puternic? În ce domeniu? Dar eu mi-ar veni mai greu să încerc să zic ce domenii unde noi nu am putea să propunem oameni gospodari, buni administratori, manageri și politicieni în funcțiile cheie, fiindcă sigur că un partid, ca să-și îndeplinească programul, are nevoie și de aceste pârghii ca să asigure implementarea lui. Este vorba și de parlament și de guvern și lucrurile sunt legate. Adică acum, după aderarea domnului Vitalie Marinuță la PD, și în apărare sunteți buni, că și până acum parcă n-am văzut ceva la PD cu apărarea asta. Bine, deci în ultimul timp s-au făcut mai multe declarații, mai multă lume vine la Partidul Democrat și nu doar la nivel central, dar avem o astfel de tendință și în teritoriu, în sate, în raioane. Apropo, cred că și tendința asta arată că multă lume vede în echipa Partidului Democrat o echipă serioasă cu un program care poate să asigure așa o dezvoltare în direcția corectă a țării. Fiecare om are experiența lui. Și la nivel local, așa cum spuneam, și la nivel central. Inclusiv și domnul Marinuță, sigur că are o experiență și dacă a luat această decizie, este bine primit în rândurile noastre și toată expertiza lui va fi cu siguranță utilă. Va fi sau nu va fi utilă, vedem după alegeri, dar până atunci trebuie să avem un minut de publicitate. Asta este categoric, chiar și în campanie electorală. Sunteți obligați să o faceți. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn președinte, dar tot vorbeam despre domnul Marinuță, ceea ce ne amintește despre Partidul Liberal Reformator, cu elegi de coaliție. Iată, recent câțiva membri ai PLR-ului au anunțat la o conferință de presă că aderă la Partidul Democrat. Dar nu e tare cinstit un astfel de joc. Pentru că eu îmi dau seama că oamenii ăștia, când au venit la conferință de presă, înainte de asta, au fost la conducerea PD-ului și au vorbit cu conducerea PD-ului. Ca voi să vă dați acordul ca să luați, să permiteți aderarea acestor oameni la formațiunea dumneavoastră. Păi bine, ce înseamnă permisiune? Oricum, când vrei să aderi la o echipă, trebuie mai întâi să vezi dacă ești binevenit în echipă. Așa. Este normal. PLR-ul echipă, e face parte din actul de guvernare. Sunteți o coaliție, sunteți parteneri, nu știu dacă sunteți prieteni, dar cel puțin... Știți, până la urmă, fiecare om este liber să facă ce are de făcut. Am avut și noi un coleg care a decis să părăsească fracțiunea Partidului Democrat. A fost decizia lui personală și ea, până la urmă, este respectată. Fiecare om are drept la o anumită decizie. Iar acum, când suntem în campanie electorală, sigur că multe lucruri se schimbă, se modelează. Este așa un... Știți, campania asta electorală, pe lângă toate minusurile, ca să spun așa, dar are și părțile pozitive, că tot, până la urmă, este și un fel de filtru. Mai au loc repoziționări, unele partide apar, altele dispar. Este și un moment când toți își mai verifică acele ceasornicilor, ca să mai vorbesc de însuși ziua alegerilor. Deci, de fapt, într-o democrație este o șansă pentru cetățeni ca să mai curăță un pic și politicul, să investească anumite speranțe în anumite echipe politice.
Asta este procesul politic și asta înseamnă campanie electorală. În replică, PLR-ul a cerut demisia domnului Gurin din funcția de procuror general, pentru că, zic ei, PD-ul l-a numit sau l-a propus la această funcție și că este incompetent, am încheiat citatul, din cauza ceva cu Banca de Economie. Nu am să comentez, eu pot să vă spun un singur lucru, că procurorul general nu este sub călcâiul politic al nimănui. Asta vă spun cu toată responsabilitatea. Eu, personal, în calitate de președinte Parlamentului, am avut mai multe discuții cu procurorul general. Toate discuțiile s-au redus la reforma procuraturii. Tot ceea ce am făcut noi, conceptul care l-am adoptat. Deci sunt niște speculații și sunt anumite forțe politice care, așa cum spuneam, ei nu au alte proiecte pentru țară. Și atunci ce fac? Vin cu fel de fel de chestiuni de genul ăsta. Jos unul, sus altul. Cum vă apare sloganul lor, apropo? Eu cred că, da, spuneam anterior că nu am de gând să comentez lozincele și programele altor partide, dar eu cred că pentru toți cei care înțeleg ceva, au să tragă toate concluziile, deja își dau seama ce se întâmplă în realitate și cine stă în spate. Lista electorală a Partidului Democrat este una demnă pentru a pretinde la cât mai multe fotolii de deputat și la guvernare în general? Bine, perfecțiunea nu are margini și niciodată nu poți să spui totul este perfect, totul este frumos. Iar când este vorba de listele electorale, probabil cea mai mare problemă și bătaie de cap pentru partidele politice. Eu vă reamintesc că noi am decis să trecem prin alt proces de această dată. Deci am avut un exercițiu în premieră în țară în luna septembrie. Mă refer aici la alegerile deschise pentru lista sau pentru candidații din lista Partidului Democrat. Tare mult criticat. Sigur că da, păi da, eram din start convinși că foarte mulți au să critici, dar a fost un exercițiu foarte bun. Am verificat și noi niște lucruri. Sigur că această listă, pe lângă faptul că s-a ținut cont de ce s-a întâmplat în ziua de 28 septembrie, cum sunt văzuți în interiorul partidului anumite persoane, dar și nu doar membrii partidului au participat, dar mai venit și lume din afară, simpatizanți ai partidului. Dar pe lângă asta, eu cred că lista ea, de fapt, reflectă niște realități. Realități care reiesă și din experiența pe care o avem noi toți, care reiesă și din ponderea în partid anumitor persoane. Deci, dacă aveți întrebări concrete, puteți să mi le adresați, dar, încă o dată, fără a avea pretenția că este o listă perfectă, nu poate să existe o listă perfectă în politică. Nu poate să existe o persoană care se bucură din crederea 100% a cetățenilor. Tot timpul sunt, fiecare persoană are imaginea lui pe un anumit segment, pe un alt segment, dar eu cred că în mare este o listă care s-a aranjat bine, ca să zic așa. Cert este că dacă ajunge deputat sportivul Octavian Țuțu, niciun comunist nu mai sare la bătaie la democrați, cum s-a mai întâmplat. Bine, el a avut și el și are o prestație bună, mai ales printre tinerii. Nu numai Partidul Democrat, dar eu am fost și un martor a unor scene. Este un tânăr care are o imagine bună pe un anumit segment și nu capacitățile de apărare în viitorul Parlament ne-a interesat, dar am încercat să ținem cont atunci când s-a proiectat această listă ca să cuprindem, deci, reprezentanți din cât mai multe domenii, sfere din țară, ca să fie o listă reprezentativă. Dar felul în care s-a încheiat actuala legislatură a Parlamentului nu denotă lipsă de respect față de alegători care au aplaudat și la crearea celei de-a doua coaliție și până la urmă s-a încheiat cum s-a încheiat ședințele. S-a deschis sesiunea și s-a închis legislatura. Și ați avut alte așteptări în campanie electorală din partea Parlamentului? Dacă vă amintiți, eu am spus... N-a fost imn, n-a fost șampanie, n-a fost strângere de mâini, discursuri... Nimic. Eu am spus încă la începutul lunii septembrie că dacă avem de organizat ședințe în plen ale Parlamentului și de aprobat decizii importante, trebuie să o facem în luna septembrie. Pentru că dacă începe campania electorală, practic este un lucru imposibil. Și vedeți, mulți deputați nu se regăsesc pe listele de candidați ale partidelor. Deci, cum poți să vorbești atunci despre o funcționalitate
a acestui corp de legiuitori. Sigur că deja după 30 noiembrie nou parlament va fi constituit și va putea să funcționeze normal. Dar această ședință, deci noi nu ne-am axat pe momente protocolare solemne, pentru că a fost foarte important să închidem unele subiecte, într-adevăr, foarte importante. Eu vă reamintesc aici ca exemplu de toate subiectele care se referă la stabilitatea financiară din țară. Un subiect foarte important, foarte sensibil. Și ceea ce am făcut noi la sfârșitul sesiunii de vară și în această ședință a fost ca într-adevăr să ne asigurăm 100%, că oferim toate pârghiile legale și Guvernului și Băncii Naționale a Moldovei ca să asigure stabilitatea financiară. Și pentru noi mult a contat, iată cum noi astfel de probleme le soluționăm, ca să mai vorbesc de modificările la buget, compensațiile pentru producătorii noștri care suferă din cauza sancțiunilor Federației Ruse și așa mai departe. Deci nu am închis-o cu cuvântări și cu imn și din motivul fiindcă noi nu eram siguri că nu vor fi depuse moțiuni de cenzură. Iar după ce aceste moțiuni așa și nu au fost depuse, ar fost ridicul ca să mai convocăm o ședință și să o terminăm cu imn. De altfel, mandatul Parlamentului expiră la 28 noiembrie. Deci noi nici nu putem închide această sesiune. Deci noi, teoretic, putem convoca ședința plenară a Parlamentului în orice zi, în cazuri extraordinare. Eu sper foarte mult ca să nu intervină astfel de situații și să nu fie nevoie să convocăm Parlamentul. Dar, teoretic, această posibilitate există conform legii. Și, prin urmare, deci nici nu a fost nevoie de... Deci, în general, ședința Parlamentului poate avea loc dacă nu de Doamne se întâmplă ceva și trebuie neapărat. Adică, dar în rest, nu poate fi vorba deocamdată despre ședință. Doar în cazuri speciale, extraordinare. Atunci, sigur că nu exclud, dar sper să nu se întâmple acest lucru. M-a rămas 4 săptămâni. Și, de altă parte, acum, dacă se adună Parlamentul, ce să facem acolo? Să vină partidele să-și prezinte platformele electorale, să folosească tribuna Parlamentului? Va fi ședință. Păi, vedeți, platformele electorale trebuie să fie prezentate în fața cetățenilor și cu asta se ocupă acum partidele politice. Terminăm cu acest exercițiu și eu sper să avem un Parlament mai bun decât am avut, mai constructiv și atunci să funcționeze așa cum așteaptă și cetățenii. Am o întrebare care vă tare mult v-a iritat în ultimul an. Și eu vă înțeleg de ce. Când o să permiteți cameramanilor să intre în sala de ședință, să filmeze cum deputații se joacă în iPhone și așa mai departe? Nu m-a iritat această întrebare și eu cred că am dat cu multă răbdare multe răspunsuri. Deci, noi am asigurat practic toate condițiile ca activitatea Parlamentului să fie reflectată transparent și permanent. Deci, practic, încă până la începutul ședinței, deja toate imaginile sunt și până când se încheie ședința. Și nu există absolut nicio problemă, toate condițiile tehnice sunt asigurate. Eu am promis reprezentanților mass media acreditat în Parlament că vom îmbunătăți aceste condiții. Și vreau să spun că chiar dacă a durat un pic mai mult, fiindcă este vorba și de aspectul financiar, achiziții publice și așa mai departe, deci chestiile astea se desfășoară nu peste noapte, dar sunt anumite proceduri. Dar și aceste camere de filmat au fost modificate astfel încât unghiul de filmare să fie și mai bun ca să corespundem cerințelor mass media. Ceva se mai schimbă? Deci din toate punctele de vedere au fost asigurate aceste condiții. Și ca în foarte multe parlamente, inclusiv și în Parlamentul European, exact aceleași condiții le avem și noi. Eu înțeleg că poate acest centru media ar trebui să fie mai spațios într-un fel. Îmi pare rău, dar proiectarea care a fost făcută cu mulți ani în urmă este așa cum este. Nu am putut să dărâmăm clădirea și să mai construim o aripă doar pentru acest lucru, dar nu exclud că în viitor trebuie să mai căutăm soluții și din acest punct de vedere, ca să fie și mai confortabil pentru reprezentanții mass media. Dar această solicitare ca toți doritorii care au camere de luat vedere să intre în Parlament, da, ei sunt mulți. Dar ei sunt foarte mulți și numărul lor poate să fie în creștere. Ea fizic nu poate fi realizată, dar nici nu este nevoie, fiindcă, așa cum spuneam, mergeți și vedeți în toate parlamentele din țările membre a Uniunii Europene exact aceeași situație. Eu am propus ca televiziunea publică să aibă acces permanent. Și această invitație rămâne în vigoare, numai că nu sunt ei încă în posibilitatea ca să asigure acest lucru. Pentru că
exact pe același principiu se merge și în anumite țări membre ale Uniunii Europene, deci pe lângă camerele de filmat instalate, automate, care funcționează acum, televiziunile publice au acces. Dacă ar fi așa, sigur că nu putem asigura, dar nu toate televiziunile private, fiindcă este imposibil, ele nici nu încap în sala asta. Dar ce facem cu deputații? Dar jurnaliștii au acces fără echipament și fără camere de filmat. Deci este o lojă specială, uh-huh, unde ei pot să asiste în ședințele în plen, doar fără aceste echipamente de care nu este nevoie, fiindcă totul este organizat. Bun, cu asta ne-am clarificat. Am mai făcut încă o dată, deci, așa, o încercare ca să vă explic cum stau lucrurile. E păcat că PLD-ul, PD-ul și PLR-ul n-au mers într-un bloc electoral sau despre asta vorbim începând cu 1 decembrie? Da, ne rămâne să vorbim începând cu 1 decembrie. Eu am fost printre acei, și apropo, și a fost și poziția Partidului Democrat, ca să avem niște discuții serioase la subiect până a ne lansa în campanie electorală. Nu neapărat bloc sau listă comună, dar oricum să găsim anumite formule care să arate cetățenilor că avem un mesaj și este un lucru ușor de înțeles, fiindcă până la urmă, vrem ori nu vrem, dar purtăm toată responsabilitatea pentru guvernare împreună. Chiar dacă prin echipa noastră am avut anumite domenii unde direct răspundem de ce s-a făcut și nu s-a făcut, dar avem, așa este într-o coaliție, deci porți responsabilitatea pentru tot ce aici s-a făcut. Și avem și un program comun de bază, deci ce se referă la parcursul european, care este de fapt partea leului, să zicem așa, din programele noastre. Și ar fi fost poate bine dacă am fi reușit. Dar până la urmă decizia a fost așa cum a fost, deci aici nu poți să-ți impui dorința. Dacă și alți parteneri nu o împărtășesc, deci a fost decizia partidului ca să mergem separat și facem acest lucru și de acum când vom termina exercițiul după 30 noiembrie, vedem care și cu cât a intrat în Parlament și cum putem continua discuțiile. Deci după alegeri vorbim cine nu a vrut și cine a vrut și cine a existat. Cine dar nu mai contează. Până la urmă, partidele sunt organisme vii, iau deciziile așa cum consideră cetățenii, votează partidele până la urmă. Tot despre guvernare. Nu critic pe nimeni, deci doar constatăm lucrurile așa cum sunt. Domnul Filat a anunțat că domnul Iurie Leancă este candidatul sau va fi candidatul PLD-ului la funcția de prim-ministru. Dar PD-ul are în echipa sa oameni demni să ocupe acest post? Eu cred că PD-ul are oameni demni să ocupe toate posturile, inclusiv și acest post. Faptul că noi nu am venit cu astfel de nominalizări, Nimeni n-a așteptat ca și PD-ul să vină a doua zi. Eu vă întreb, adică... Nu, dar, vedeți, noi suntem realiști, în primul rând. Sigur că avem o echipă bine pregătită, competentă și putem face propuneri la toate funcțiile, dar eu cred că nu atât contează funcțiile ca să fie discutate și une în ce poziții propune partidul nostru pe cutare sau cutare persoană. Pentru noi acum a contat și eu cred că noi am procedat corect. Am venit cu echipa și am venit cu programul. Deci noi trebuie să ne asigurăm de un sprijin cât mai larg din partea cetățenilor pentru program și pentru echipa care poate să implementeze acest program. Iar după asta, în dependență de matematica după 30 noiembrie, mă refer aici la ponderea noastră în Parlament, în dependență de acea majoritate pe care vom crea o eventual coaliție de guvernare, de acum în ultimul rând vom discuta subiecte legate de anumite poziții, adică cine mai bine din echipă și în ce domeniu poate să asigure implementarea acestui program. Da, dar funcția deci, de prim-ministru nu poate oricine. Vedeți că să, nu am de ce să nu punem carul în fața boilor, dar să mergem așa cu boi în față. Mm-hmm. Deci fără nume. Fără nume. Păcat. Păcat pentru jurnaliști, dar cred că... Mm-hmm. Și apropo, vreau să vă spun că cetățenii, iată câte întâlnire am avut, nici nu întreabă. Ei n-au timp. Nu, dar nu interesează. Interesează să vadă echipa pe ansamblu și să vadă ce vreți voi să faceți. Dar care și în ce poziție mai bine va putea ca să asigure implementarea acestui lucru, asta decidem în ultimă instanță, atunci când este clar deci, care este acordul de coaliție, ce avem în programul de guvernare. Cred că este normal. Dumneavoastră la opoziție vă gândiți din când în când? Știți că ați putea fi și simplu deputat, dacă pot spun simplu deputat, totuși deputat pur și simplu.
Vă referiți la mine personal? Da, așa. PD-ul în general. Da. Bine, sunt două lucruri diferite. Deci, PD-ul în general, oricare partid serios, deci trebuie să înțeleagă că nu poate fi la guvernare doar de dragul guvernării. Și eu vă amintesc că noi am luat decizii foarte complicate și în 2009, când am fi putut într-o coaliție din două partide cu număr suficient de mandate ca să alegem și președintele țării, să avem stabilitate, dar am înțeles că nu puteam să facem astfel de coaliție. Asta ar fi fost sfârșitul Partidului Democrat. Vă amintiți la ce mă refer? Da. Deci, decizia asta am luat-o și în 2010, cu toate că primul an de guvernare n-a fost prea dulce, așa? În coaliție greu de guvernat. Și mai ales când nu avem experiența, sper că acum avem mai multă experiență și sper că mai multă lume a tras și concluziile. Dar sigur că un partid, deci el poate să fie la guvernare în cazul în care are puterea, are ponderea să-și implementeze programul. Altfel el își pierde fața. Mai bine să meargă în opoziție dacă nu se regăsește în această guvernare. Ce înseamnă? Să fie acolo doar de dragul, să fie o mașină de vot, să ridice mâna atunci când cineva propune să-și implementeze propriul program și noi cu programul nostru. Deci eu cred că în politică așa este. Fiecare partid trebuie să fie gata și de guvernare, dar și eventual de opoziție. Cât mă privește personal, chiar nu fac niciun fel de grijă în privința statutului care îl voi avea după 30 noiembrie. Și eu nu m-am gândit nici la 33 de ani să fiu ambasador, nici la 39 deputat și președinte de comisie. Și nici la 43 nu m-am gândit să ajung președinte de Parlament. Deci, până la urmă, să mișcă lucrurile așa cum sunt. Principalul este să fie la locul tău. Eu am așa o filozofie în viață. Dumneavoastră, vedeți pe cei din opoziție. Ei sunt plini de ură, la propriu, față de actuala guvernare. Chiar nu vă temeți de o eventuală răzbunare, dacă pot să spun așa. Bun, nu trăim în evul mediu să vină cu bâtă la PD sau la PLDM sau la... Această retorică care noi o auzim, ea este așa un specific moldovenesc, ca să zic așa, fiindcă o opoziție constructivă se comportă altfel. La noi toate declarațiile care se fac, ați auzit vreodată propuneri concrete cum trebuie să modificăm sistemul fiscal sau sistemul de impozitare în țară ca să mișcăm economia înainte? Tot timpul se fac declarații de astea tăioase, așa, care deja cred că și lumea s-a obișnuit cu ele. Ce pot eu să vă mai spun la subiectul ăsta? Ok, apelul PD-ului. Cam curajos apel ca partidele extraparlamentare, mici, așa să le numim, să se retragă din cursul domnului Corman. Bine, a fost un apel, până la urmă, l-a făcut președintele partidului, da? Da. Cine trebuie să rămână? Dumneavoastră, PLDM-ul și PCR-ul? Bine, până la urmă fiecare partid decide pentru propria echipă. Eu mă întreb și eu de multe ori de ce atâtea partide avem în țară și întreabă și oamenii, apropo. Noi știți că avem în țară mai multe partide decât traioane. Corect. 43 de partide, dacă nu greșesc, sunt înregistrate la Ministerul Justiției și așa acum, în acest buletin de vot, cât sunt? 21, 22? Mai erau și candidați în independență, deci peste 20. 5 independenți, 21. Deci, 21. Iarăși mai mult de jumătate de metru, așa? Mă întreb și eu de ce astfel de partide, totuși, de ce să participe în campanie electorală, dar în campanie nici nu prea auzi de ei, nici întâlniri nu prea au, nici platformele nu le au electorale. Care este sensul ca să-ți pierzi timpul? Și care e sensul? Nu știu, întrebați pe ei. Și cred că asta... Ei zic că ei acced. Asta și-a fost apelul. Eu am întrebat pe mulți și toți spun că ei intră în Parlament. Și toți cu 10%. În total sunt 400%. Întrebați pe ei. Dar cred că asta și-a fost apelul. Deci, președintele Partidului Democrat, poate ar fi bine ca să nu zăpăcem prea mult oamenii, dar fiecare să-și verifice așa măsura la papuci. Și mai bine poate să nu fie cheltuiți banii în zadar. Ar fi bine și noi să ajungem până la urmă așa la un sistem politic în care să fie mai puține partide, dar partide serioase. Până la urmă, filtrul tot este urna de vot, nu? Până la urmă, cetățenii îi creditează sau nu? Mizați că pe electoratul din diaspora că o să crediteze PD-ul? Da, eu știu că și în diaspora avem simpatizanți, avem chiar și membri de partid.
S-a muncit și din acest punct de vedere în ultimul timp. Ne-am extins, spunem așa, nu doar în țară, dar avem create rețeaua noastră, deci a Partidului Democrat și în diasporă. Respectiv, așteptăm un rezultat și din diasporă, bineînțeles. Dar în Rusia de ce au fost deschise atâtea secții de votare? Atâtea câte? Multe sau puține? Decideți dumneavoastră, opoziția zice că sunt foarte puțini. Opoziția, da, cum am zis, ei tot zic, dar dacă să analizăm lucrurile, deci în 2010, ca niciodată, au fost deschise 75 de secții de votare, acum avem 95, încă 20, așa peste hotare. Deci cred că este un lucru bun, e un pas înainte ca cât mai mulți cetățeni moldoveni să poată participa, fiindcă asta este datoria noastră, să le creăm toate condițiile, cât mai mulți cetățeni, inclusiv de parte de țară, să poată participa în acest exercițiu. Este și greu de îndeplinit acest lucru, fiindcă nu poți să fugi cu urna peste tot. Moldovenii sunt în toată lumea împrăștiați. Dar oricum, reșind din posibilitățile care le avem, cred că deja este un progres. Acum, numărul de secții în Rusia. În 2009 era o singură secție de votare, Federația Rusă la Moscova. În 2010 erau 4. Acum sunt 5. Și eu înțeleg de ce opoziția face atâta scandal, dacă și aici numărul este în creștere. Da. S-au discutat multe variante, cum am putea să facem, introdus votul electronic sau prin scrisori, dar sunt niște discuții teoretice și chiar dacă sunt anumite țări, Estonia bună oară, care implementează votul electronic, sau Canada prin scrisori, dar majoritatea țărilor, totuși, chiar și în Germania, iată, Germania, o țară puternică, cu posibilități, dar și acolo, votul electronic și prin scrisoare, deci nu se admite, se consideră că securitatea este un lucru foarte important. Noi încă nu suntem în stare să ne permitem prereu acest lucru. Dar pentru mine e foarte importantă publicitatea. Nu am nicio obiecție. Vă rog. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn președinte, înainte de publicitate vorbeam despre secții de vot în afara țării. Mi-am adus aminte de Ponta Iohannis. Pe cine susține PD-ul? Sunt niște reguli de joc în familiile politice europene. Partidul Democrat este membru al Partidului Socialiștilor Europeni. Noi avem și un acord de cooperare cu PSD din România. Deci poziția oficială a Partidului Democrat este în favoarea candidatului Ponta. Dar eu aș face și o remarcă aici, știți, sunt reguli de joc în familie și este normal așa, dar eu cred că, indiferent cine va fi învingătorul în două săptămâni acestei campanii prezidențiale, cine va fi următorul președinte al României, eu cred că noi suntem, dacă vreți, sortiți în sensul bun al cuvântului, să avem o relație bună cu țara vecină și eu cred că ce s-a făcut în ultimii ani s-a făcut într-o direcție corectă. Bine, cu țările vecine, prin definiție, trebuie să ai relații bune, dar România este o țară aparte, membru al Uniunii Europene, avem și multe afinități. Deci eu privesc cu optimism relația cu România, indiferent de rezultatele acestor alegeri. Dar cum priviți declarațiile domnului Ponta ce țin de unirea Moldovei cu România? Ai bine, eu cred că trebuie să mai desprindem contextul electoral. El nu a vorbit despre unirea cu Moldova. Poate cu o anumită aluzie așa neclară a fost făcută în această direcție, are nevoie de voturi din partea dreaptă ca să devină președinte așa în turul 2. El a vorbit de unirea românilor, așa, un fel de change, yes we can, în Statele Unite, dacă vă amintiți, așa, o motivație a românilor, ca și România, să se dezvolte într-o direcție corectă. Dar a lăsat loc de interpretări, cu părere de rău, fiindcă sunt și la noi destui care văd lucrurile așa cum le place lor. Deci au descifrat această lozincă așa cum le-a convenit. Din România mergem în Ucraina. Ați văzut că Kievul i-a interzis domnului Formuzal să intre pe teritoriul Ucrainei? Din câte sunt informat, astăzi chiar a fost invitat la Ministerul de Externe ambasadorul Ucrainei, care nu cunoștea, nu avea informația la acest subiect. În paralel a primit instrucțiuni și ambasadorul nostru la Kiev ca să clarifice această situație. Sigur că este o decizie a autorităților ucrainene, dar este un membru al guvernului și această situație trebuie să fie clarificată, așa este. PD-ul tot timpul s-a mândrit, tare de tot, s-a mândrit cu acțiunile sale în
pentru bunăstarea găgăuzii, hai să spunem așa, pentru calmarea spiritelor de acolo. Ați creat o comisie chiar la indicația dumneavoastră. Nu ne-am mândrit. Noi ne mândrim cu tot ce facem, dar deci, dacă să vorbim despre situația din autonomie, de fapt, problema a existat tot timpul în relație între Comrat și Chișinău, indiferent cine a fost la guvernare la Chișinău. Și nemulțumirile constante care erau în autonomie, că iată această lege specială, deci ea nu funcționează, fiindcă toate legile care sunt adoptate la nivel național, legislația națională, nu ține cont de această lege. Eu când am venit președinte de Parlament, chiar în primele luni am mers, m-am întâlnit acolo cu ei, am mai fost vreo două ori după asta, și atunci le-am propus, dacă există această nemulțumire, haideți să examinăm situația. Am creat grupul de lucru și într-adevăr am venit cu modificări la două legi, la 20 de legi naționale. Acest proiect l-am votat și în prima lectură. Dar vedeți că mai depinde și de situația de acolo și de acei politicieni care fac politică și ei vorbesc de această lege specială. Dar am văzut și pe parcursul activității acestui grup de lucru că de fapt ei nu prea sunt interesați să ducă până la capăt acest proces. Ei mai mult sunt interesați, unii din ei, care fac mai mare gălăgie, sunt interesați să caute mod în papură. Și iată, dacă vă uitați la decizia de astăzi a Adunării Populare cu această lege privind un CCA în autonomie, așa? Deci este clar că contravine codului audiovizualului. Și de ce s-a făcut acest lucru? Deci ei nu au ținut cont de legislația națională și au făcut-o intenționat, eu cred că este o decizie politică. Bine, până la urmă, conform legislației, Cancelarea de Stat, după publicare, în termen de 10 zile, va face expertiză și probabil va ataca în instanță de judecată, deci această lege care a fost astăzi adoptată. Dar eu sunt sigur, în pofida tuturor greutăților care există și rădăcinile sunt mult mai vechi. Și noi trebuie să avem un dialog constant, permanent, inclusiv și cu această autonomie. Trebuie să asigurăm ca legea specială să funcționeze. De altă parte, ei trebuie să înțeleagă foarte bine că nu poate să fie vorba de modificarea Constituției, de alte decizii care să dea o autonomie și mai largă, deci pentru această regiune. Eu cred că ceea ce s-a făcut este foarte mult și ei trebuie să aprecieze acest lucru. Că sunt popoare de milioane și zeci și sute de milioane care luptă pentru autonomie și prin sânge nu au obținut acest lucru. Noi avem un caz foarte bun în Moldova când pe cale pașnică s-a găsit soluția așa cum s-a găsit atunci. Unii o critică, bine, treaba lor, avem ceea ce avem. Deci trebuie să implementăm această lege, trebuie să asigurăm că autonomia să aibă toate pârghiile necesare ca să se dezvolte în baza acestei legi. Și trebuie să avem o comunicare, deci pe subiect, și eu sper că după alegeri va trece această febră electorală, vor avea loc în scurt timp și alegerile Bașcanului din autonomie și să ajungem la o astfel de dialog, fiindcă în interesul cetățenilor din autonomie tot este stabilitatea și bunăstarea. Ori tot ce aici se face pentru Moldova se face inclusiv și pentru autonomie. Dacă o să mergeți acolo, o să vedeți toate proiectele care au fost implementate, sunt fie cu sprijinul Uniunii Europene, altor parteneri din vest, fie cu sprijinul Turciei. Deci și această retorică anti-europeană, ea este tot ațățată de acești politicieni care își fac propriile jocuri și nu are nimic de a face cu interesul majorității cetățenilor care locuiesc acolo. PD-ul cred că tare a mai aplaudat când a fost decizia în alte curți cu privire la interzicerea organizării referendumului în aceeași zi cu alegerile parlamentare din 30 noiembrie cu privire la modificarea Constituției propus de PLDM și PLRM. De ce am aplaudat? Nu am aplaudat. Pentru că ați fost contra din start. Până la urmă. Da, până la urmă, deci în felul următor. Și noi suntem pentru alegerea directă a șefului statului și am fost pentru când am participat și la acest referendum din septembrie 2010. Sunt țări parlamentare care își aleg președintele la alegeri directe, nu în Parlament. Sunt astfel de țări. Și noi am fost pentru această opțiune și suntem și acum pentru ca să depășim această situație pe care o avem în Constituție, fiindcă nealegerea șefului statului înseamnă instabilitate politică, înseamnă criză politică, înseamnă alegeri anticipate. Și aici sunt două posibilități. Ori noi modificăm în Parlament după alegeri Constituția și schimbăm acest lucru, ori dacă nu, va trebui să căutăm alte soluții. Eu nu exclud că iarăși să apară această întrebare cu referendumul, care
Nu este cea mai bună soluție, fiindcă am trecut deja prin acest exercițiu, nici în Uniunea Europeană nu spre recomandă astfel de referendumuri. Sigur că dacă vom avea un raport de forță normal în Parlament, vom găsi compromisul, este mai bine ca Parlamentul să modifice Constituția, fie spre coborârea pragului în Parlament, la 51, fie prin alegere directă a șefului statului. Și sunt două soluții, deci noi ne păstrăm poziția, depinde de raportul de forță din Parlament, după alegeri. Mergeți la Bruxelles, am înțeles că da? Ca să o încheiem frumos. Da, am să fiu acolo în ziua de 13 noiembrie. Este o zi importantă pentru Moldova, fiindcă urmează ca Parlamentul European să ratifice acordul de asociere cu Republica Moldova. Și merg nu doar ca așa un semn de respect pentru europarlamentari că au inclus în agenda acest subiect, nu doar să mulțumesc tuturor celor care sunt implicați în acest proces, dar cred că trebuie să ne gândim ce facem și în continuare. Și iată, după alegerile în Parlamentul European, sunt fețe noi acolo în Parlamentul European, deci toate structurile deja funcționează. O parte deja îi cunosc, fiindcă au venit și aici la Chișinău în vizite, dar cred că va fi o oportunitate foarte bună ca să discutăm mai departe cum să intensificăm cooperarea dintre Parlamentul nostru și Parlamentul European în vederea implementării acestui acord de asociere. Cred că va fi o oportunitate foarte bună și de aceea neapărat am să-mi iau două zile din campanie electorală ca să merg la Bruxelles. Și la 1 decembrie ce ne așteaptă? La 1 decembrie ne așteaptă Ziua Unirii pentru PLN? Eu vorbesc din punctul de vedere a Partidului Democrat. La 1 decembrie ne așteaptă ca după ce vom trece de, nu vreau să zic bucuria, satisfacția, dar după ce încă o dată ne vom convinge că majoritatea cetățenilor au votat corect, imediat va trebui să ieșim din această euforie de moment, să ne dăm seama cât de mult avem de muncit în continuare, ce povară avem pe umeri și să facem tot ce depinde de noi ca să avem cât mai repede un parlament funcțional, o guvernare sănătoasă, un guvern cu oameni responsabili, cu miniștri responsabili și imediat să trecem la implementarea programului nostru. Eu nu văd altă cale. Noi vă mulțumim, domnul președinte, tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Vă dorim succes în campanie electorală. Noi cred că ne mai vedem până la rezultate. Și să aveți o seară minunată. Vă mulțumesc și eu și mult succes. Vă doresc de asemenea în invitarea și analiza, invitarea oaspeților și analiza proceselor care se întâmplă în țară. Cred că ceea ce faceți este un lucru bun. Ajutați oamenii să clarifice în toate aceste procese. Mulțumesc. Vă mulțumim frumos. Doamne și domnule, vă spunem că atât a fost să fie la ediția de astăzi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine pe orice mal al Nistrului veți afla.